biserică. Doi prieteni se întâlnesc, nu se mai văzuseră de mult. Și zice, ce faci, măgică? Mă, să-ți spun o chestie, mă, care m-a dezgustat. Tu știi că eu mă duc la biserică, mă duc în fiecare duminică, câteodată mă duc la biserică, mă duc și în timpul săptămânii. Și eu mă duc, mă îmbrac, tot, sunt pregătit, înțelegi? Mă duc acolo, mă așez în bancă, stau în jur, mă, numai cu coaie în calume. Asta e plăcerea mea, adică tu înțelegi. Știi că eu cred în Dumnezeu și în fiecare zi, în fiecare săptămână. Mă, și știi ce face cu coana de lângă mine? Începe și mișcă din mâini și am vrut să o apuc. Am vrut să o apuc, știi, că am zis, mă, poate asta face semne. Când colo, știi ce face? Bagă mâna în geanta ei. N-a băgat-o în buzunarul meu. În geanta ei și scoate o țigară. Mă, și o duce la gură, mă. Pe țigară am zis că o duce la gură. O duce la gură și dă să o aprinde țigara. Mă, eu eram consternat. Și aprinde țigara în biserică duminica. Mă, când am văzut că a început să scoată fumul așa, mi-a căzut berea din mână, mă.